Ața. Ce faci, dragul? Uite, șopă la voi. Da? Am făcut platou mai mare ca să încap și tu, să te simți bine și tu. Păi asta chiar vreau să zic. Cu ce ai venit? Oricum, dacă mai aveți de setat, că e prima zi, știi, mă, după aia mai reglezi și chestii, mă chemați pe mine. Da, Neaghiță, dai niște becuri omului să mai... Da, să mai schimbăm după aici. Să mai schimb venițel. Da. Eu nu prea mă pricep, știi, la chestia asta. Sunt un fin apreciator, nu fin, grobian, apreciator al... Pare alba-neagra, nu? Da, pare alba-neagra. Eu am văzut niște domni la Paris care făceau asta. Vreau să facem un moment tribut. René Levand era un magician care avea decât o mână. Avea doar o mână și a pierdut-o când era mic. Și gândește-te, din toate meseriile din lume, un om cu o mână și-a ales să fie magician. Super tare. Dovada clară că nu există limite, că se poate orice și trebuie doar să vrei și... Na. De asta am venit să facem momentul, ăsta e un moment al lui, exact așa cum îl făcea el. Nu o să vi se pare poate foarte spectaculos, dar este extraordinar frumos. De-abia aștept. Te duci acolo? Ai nevoie de mine? Nu, sau n-am nevoie să de voi, urmărez vreau să de la distanță. Doamnelor și domnilor, un număr tribut către un magician argentinian ce lucra cu o singură mână, căci doar una avea, de la Vlad Grigorescu. Te rog. Beethoven, cu doar 4 note, a reușit să compună o întreagă sonată. Dar ca să faci asta, trebuie să fii Beethoven. Pentru că e un lucru simplu, dar nu e un lucru simplist. Eu nu sunt Beethoven, dar vreau să vă arăt un lucru simplu, cu o ceașcă și 3 bobițe. Atenție! 1, 2 și a treia în buzunar. Și întotdeauna am 3. 1, 2 și a treia în buzunar. Și întotdeauna am 3. Încă o dată. 1, 2 și a treia în buzunar. Și întotdeauna am 3. Marele poet Li Po se juca cu 3 pietricele în timp ce își recita poemele și unul dintre ele suna cam așa. Iau o sticlă de vin și merg să o beau între flori. Întotdeauna suntem 3. Eu, umbra mea și luna. Când cânt, luna mă ascultă. Când dansez, umbra mea dansează cu mine. Când petrecerea se termină și toți invitații pleacă, eu nu mă întristez, pentru că întotdeauna suntem 3. Eu, umbra mea și luna. Când petrecerea se termină și toți invitații pleacă, eu nu mă întristez, pentru că întotdeauna suntem 3. Eu, umbra mea și luna. Nu s-a fost. De atâta timp ne cunoaștem cu Vlad, iată rog un loc. De atâta timp am văzut numere de iluzionism, de magie mai elaborate sau iată unul simplist care cu o poveste în spate și cu finalul ăsta la care nimeni nu se așteaptă, te poate el numărul de magie duce într-o direcție. Da, gândește-te că e făcut de un om care are o singură mână. Asta e important, că asta vreau să transmit, că se poate orice. Deci chiar și un om cu o singură mână poate să facă magie. Și poate să facă practic orice. Mamă, spectacol. Cum a început anul pentru tine? Ce ai făcut? Știu că erai agitat în decembrie, aveai foarte multe spectacole. Da, întotdeauna în ianuarie artiștii cam iau vacanță, că e singurul moment. Atunci trebuie să prinzi un pic la începutul ianuarie și gata. Da. Și acum ne pregătim să plecăm iar în turneu mai departe cu show-ul nostru Mind. Așa? Da. N-avem voie să spunem. Avem în februarie la Ploiești și Bacău și încercăm să punem unul la Chișinău. Să vedem dacă iese. Mai fost de mult, să vedem cum o să fie, poate îl și filmăm. Care e locul din România unde simți tu publicul cel mai, nu știu, apreciator al... Cred că în Ardeal sunt oamenii mai deschiși, nu știu de ce, cel puțin din experiența mea așa mi-a dat mie calculul, dar peste tot, depinde de zi și de sală, știi cum e. Da. Nu e o regulă. Vlad Grigorescu poate fi găsit pe Facebook, are o pagină ce traduce ideea de show și nu așa vizual. Vă tot spun lucrul ăsta, una e la televizor,
să-l vezi pe Vlad și alta e în sală. Cred că intensitatea lucrurilor este mult mai mare. Mulțumim, prietene, să ai un an spectaculos.